dragilor, am făcut cumpărături pentru căsuță. Uitați aici niște saci, ne trebuie să acoperim florile care sunt sensibile. Iarna eu le acoper cu saci. Acești saci sunt pentru a acoperi florile iarna. Am niște flori aici în grădină care trebuie acoperiți. Am și trandafiri tineri, eu și pe ei acoper ca să o înghețe, pentru că m-am înghețat. Și aici avem niște găleți de, care se folosesc la la construcții și sunt foarte puternici. Am avut aici niște găleți și s-au crăpat. Am luat niște găleți, am luat materiale, da, pentru căsuță. Aici este pe terasă, am tenguit, să vedem, am turnat cimentul, se vede frumos de. Aici am cumpărat de căldură, dragilor! Abia aștept să le încercăm, să vedem cum arată și dacă țin un pic ăsta. Și dacă e așa, că nu știu că le duc un pic mai aproape să le fac pe bine. Așa arată, dragilor, da? Nu este chiar greu, este pe ulei. Noi nu am avut pe... Arată foarte bine. Deci sunt foarte încântată. Se reglează temperatura, are termostat. Iar când are o temperatură anume, de exemplu 22 de grade în cameră, se oprește automat și când se răcește, iar se încălzește, deci este ca un fel cu termostat. Trei trepte de ridicare sau scădere a temperaturii are, e de la, nu mai știu de la câți vați, scrie pe el de la câți vați, e de la, aici scrie pe el 37 de kilograme de euro, bă, e greu, e foarte greu. Îi până la 2500 de volți. Deci începe de la 800, 1500 și 2500 de volți are caloriferul. Da. Până la 2000 de volți are caloriferul, 2500. Este un radiator pe ulei, care rămâne mult timp cald după ce îl oprești, după ce oprești din și ăsta încă unul avem, doi am cumpărat, nu lasă că le lăsați-vă în casă, nu le mai lăsați-vă aici. Nu. Am două la fel, sper să fii mulțumit, sper să fii ok, sper să dea căldură câtă trebă, unul o să-l băgăm acum în priză și să-l probăm. Și să vă spunem mai departe cât dacă odată așa cum trebuie să dea, dacă chiar odată așa cum trebuie să dea căldură destulă. Eu acum o să întorc camera, să vedem dacă reușesc. Și să vă arăt că m-ai cumpărat aici. N-am reușit să întorc camera și nu știu de ce. Eu nu pot întoarce camera. Nu mă lasă să întorc camera în timpul videoclipului. Nu mă lasă să întorc camera. Așa că o să opresc videoclipul și să-l pornesc din nou. Doamne ajută! Aici sunt celelalte. Bună, bună, dragilor! Aici sunt celelalte materiale. Friză în clebă. Ce fugă pentru... faianță pe dedesubt, pentru grese, tot ce ne trebuie. Deci ne trebuie ceva material, pentru că locul este mare. Depozităm tot aici, pentru că afară e foarte frig, nu ne lasă să acoperim cu nylon, vedeți, ca să nu fie nicio asta, o problemă. Totul mai aduce între timp aici niște cărămidă. Faianță, cărămidă, ușor, gresie. Și papuciul nu e schimbat, îi faci dezastru cu noroi. Ia-ți, dragă, cizmele de țară, că așa e. Nu-i noroi? Da, șații. Aici am întins folie, da, ca să protejăm cât de cât și de umezeală și o să acoperim tot. Că și de frig, bineînțeles. Da, uitați aici, unde am, ia uitați frunzele noastre. Așa las, pentru că au acoperit cu zăpada, ai soțul. Ceau, soțul. Ceau. Sunt grele, ia uitați florile mele acoperite de zăpadă. Doamne, mi-e milă de ele, vă spun sincer. Uitați-le, săracele de ele, până în decembrie au rezistat. Da, uitați cât sunt de frumoase. Deci, pur și simplu,
minunile acoperite cu zăpadă. Arată super, super ok. Arată, acum o să înghețe, uitați, clopoteii mei. Acum o să înghețe, pentru că e rece. Clopoteii mei și încă au viață. Uitați-vă cât de bine arată clopoteii. Da, pe care n-o nins. Dar totuși s-au răcit. Nu cred că mai rezistă. Eu o să-mi acopăr niște flori acum. O să le acopăr și... O să... Da, încă este verde, destul de verde. Deci mă mir că suntem în decembrie și este chiar și zăpadă pe ele. Și arată super ok încă. Deci asta, ia uitați aici la asta. Mi le-a răsturnat vântul. Uitați frunzele. M-au picat de pe copaci. Trebuie să facem aici un pic de ordine, dar le las, frunzele le las și până la primăvară nu le iau deloc de aici, pentru că le ține pur și simplu căldură. Unele sunt mai pretențioase și atunci le trebuie căldură și nu le las, le las aici. Trebuie să pun capacele pe trandafirii mei, capacele de la sticlă, dacă le găsi. Ia uitați, cu gheață pe el, cel mai fantastic trandafir văzut vreodată. Ploaie și zăpadă. Zici că este din poveste. Foarte frumos. Uitați ce bine arată. Foarte, foarte frumos. Pline de apă. Te zici că sunt din poveste, zici că sunt pictate. Zici că sunt pictate aceste flori. Foarte bine arată florile. Și sunt foarte, foarte multe. Foarte multe sunt. Ia uitați-le, foarte, foarte multe flori am aici, care sunt sub zăpadă, acum nu o să mai reziste. Uitați, grădina mea e plină de flori. Deci până decembrie, ce vrem mai mult? Dar mi-l-o răsturna vântul. Da, grădina mea e plină de flori, ia uitați-vă aici. Ia priviți aici, dragilor. Acum, în timpul ăsta, grădina mea e plină de flori. Cum să nu iubești grădina? Ia uitați aici, Doamne. Ce bine arată. Și zăpada pe ele, bineînțeles. Le las cu frunzele care le-au adunat de pe copaci. Vântul le-au adunat aici, cu dată în perete și merg mai departe. Le las aici pentru că le protejează foarte mult de frig. Și la primăvară se face cu noi compost. Și eu acoper, bineînțeles, pe aia cu pământ, cu un strat de pământ fin. O să fac foarte fain așa un strat de pământ și bine, pe urmă o să vină finisat. Cum o să fac? Mai am de lucru aici. Da. Bobocei. Mi-am de lucru, deci da, așa arată. Super fain. Ceva de poveste. Ceva de poveste. Nu am cuvinte. Plin de flori. Pe aici, pe la noi. Plin de flori. Aici am acoperit cu săculeții de andru. Mai trebuie să acopăr, că uite-o și nins pe el. Doar că vreau să acoper toată suprafața asta cu nylon mare. Ca un fel de seră o să fac, pentru că mi-e frică că îngheață. Că eu nu le spun din pământ, că și aici în casă, dacă nu stă mai rece. Așa că le las aici de acoperite cu nylon peste tot. Doamne ajută!